impact mortal în Chitila, un bărbat în vârstă de 60 de ani aflat în stare de ebrietate a vrut să traverseze strada printr-un loc nepermis pe unde se circulă cu o viteză mare. Un șofer care se îndrepta spre București nu l-a observat și l-a lovit în plin cu mașina. Pensionarul a murit pe loc în urma impactului. Cadavrul său a fost transportat la Institutul de Medicină Legală. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că șoferul nu era băut, însă a fost dus și el la IML pentru recoltarea de probe biologice. O anchetă a fost deschisă în acest caz.